Direcția de asistență socială de Deva acordă indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav pentru peste 600 de locuitori din reședința de județ, valoarea acesteia fiind de 1.524 de lei. Acestor persoane le este adus la cunoștință de către Direcția de asistență socială de Deva faptul că valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap prelungită conform legilor se menține doar timp de 90 de zile de la începutul stării de alertă, adică până în data de 6 iunie 2022 inclusiv. Pentru a putea beneficia în continuare de indemnizația lunară pentru persoane cu handicap grav, acordată de către Direcția de Asistență Socială DEVA de la bugetul local, persoanele interesate trebuie să se adreseze DGASPC Hunedoara în vederea prelungirii termenului de valabilitate al acestor certificate. În prezent, direcția acordă un număr de 617 indemnizații lunare pentru persoane cu dizabilități, din care 8% sunt copii. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0755878656, 0755878918, 0737036004 sau 0254218030, tasta 5, de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, iar vineri, în intervalul orar 8-14.